am să spun ceva în premieră. Deci, ca niciodată, George a refuzat Crăciunul să cânt. A refuzat. A spus, este cazul ca în acest an să plecăm în Germania pentru că, mă rog, el are copii, are 2 copii în Germania, care la rândul, fata la rândul ei are 3 copii. Wow. Și vrea să se ducă să-și vadă nepoții și eu vreau să mă duc să-i văd pe amicea lui Franții. Pe George, băiatul care are 20 de ani și care la rândul lui și el are o prietenă cu, pe care vrem să o vedem. Sora lui George este acolo, cumnatul. De ce nu și fosta nevastă? Pentru că ei sunt relații ok datorită copiilor. Și vrem să facem Crăciunul împreună. O să cântăm până de Crăciun, într-adevăr, dar Crăciunul facem acolo, iar Revelionul o să cânt la Londra, la un restaurant românesc. Dar Crăciunul, ca niciun an, atât de hotărât, mi-a spus, Suca, te rog din suflet să mă înțelegi, că anul ăsta chiar vreau să facem pentru noi Crăciunul. Deci e primul an de când ești tu artistă, când vei avea... Bine, în afară de pandemie, în care nu am cântat. Asta, mă rog, toată lumea a fost da, într-o da. Pauză forțată. Și de unde eram eu așa, m-am uitat la el și am spus, bine, uite, anul ăsta, hai să facem Crăciunul în familie, pentru că pentru cei care au familie... De fapt, cel mai important este familia și așa de sărbători, e. Să stai cu părinții, cu... N-aș vrea să devin nostalgică și să plâng, dar e foarte bine când ai familie, ai părinți, ai bunici, ai poate frați, ai prieteni și poți o dată pe an să stai, să mănânci, să te duci, să te vizitezi, să poate să vorbești, să fii mai liniștit. Asta nu înseamnă, eu sunt artist, mie îmi place să cânt, adică... Pentru mine, anul acesta, că nu cânt, e așa o premieră. Da, e ceva, dar l-am înțeles și pentru familie și pentru asta facem lucrul ăsta. Da, iar la Londra merge și Maria, nu? Stăm și ne gândim deocamdată. Eu mă duc să cânt la Londra, adică plec dimineață, cânt. Și a doua zi mă întorc. Este foarte greu ca Maria să stea cu mine atâtea ore, chiar dacă avem hotel, chiar dacă avem prieteni. Nu, mă gândeam că poate continuați și cu o vacanță așa la început. Dacă continui vacanța, toți banii... Aleluia și n-am avut cuvinte. Ne găsim noi amândouă fetele să cheltuim noi. Da, dar așa o vacanță pentru tine vei lua la început de an, nu? O vacanță o să iau, dar nu la început de an. O să mergem. O să am o cântare în Tenerife și... Acolo am vorbit ca să stăm vreo 3-4 zile. Nu, la, nu știu, probabil că prin februarie, ceva de gen, februarie-martie. Da,